Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjan. Suntem împreună cu domnul profesor Ion Ișfan, inspectorul școlar general al județului Gorj, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută. Noi ne bucurăm că sunteți în studioul ENSA TV la emisiunea Școala Gorjană, pentru că dumneavoastră răspundeți de destinele școlii gorjene în ultimii ani, cu lucruri frumoase, poate și mai puțin frumoase câteodată, pentru că, din nefericire, iată, avem și un eveniment mai puțin plăcut, acel conflict care a fost în ieri sau când a fost la unul dintre colegiile prestigioase din Târgu Jiu. Ce ne puteți spune despre asta, mai ales că toate televiziunile vorbesc de acest subiect la acest moment? Eu sunt convins că domnul director Gigi Nechifor, la experiența și capacitatea pe care o are domnia sa, va gestiona foarte bine această situație conflictuală. Cred că până în momentul de față s-a și stins conflictul dintre cei doi tineri și mai mult din discuțiile purtate cu domnul director am înțeles că a anunțat poliția și i-au demarat cercetările. Ce pot să vă spun eu, că și inspectorul de sector, doamna Simona Stoicoiu, va fi foarte aproape de acest caz și vom sugera școlii să ia măsurile serioase care se impun, astfel încât să nu ne mai întâlnim cu astfel de evenimente în școlile noastre. Dar probabil de la temperaturile astea ridicate din ultimul timp, de la fluctuațiile de temperatură, tinerii au tot felul de comportamente ciudate de acest fel. Eu sunt împotriva violenței în școlile noastre și știți foarte bine că măsurile pe care le-am luat sunt favorabile copiilor, elevilor serioși, pentru că numai așa putem face un învățământ de calitate. M-a interesat și mă interesează în mod deosebit ca viața tinerilor să fie sigure în unitățile de învățământ, a copiilor, a elevilor și a profesorilor noștri. De aceea, încă din primele zile ale mandatului meu, am hotărât împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție Gorj să avem câte un polițist care să răspundă la orice oră din zi și din noapte de unitatea de învățământ. Sunt convins că în cel mai scurt timp vor fi luate cele mai bune măsuri, le vom face publice astfel încât cei doritori de astfel de evenimente să se ducă în sălile de sport și să-și descarce energia, nervii în competiții sportive și nu pe holurile instituțiilor de învățământ din județul Gorj, cu atât mai mult pe holurile instituțiilor de învățământ cu rezultate deosebite în învățământul gorjean. Bine, până la urmă, mici conflicte de acest gen mai erau și altă dată și pe vremuri când era, să zicem, dumneavoastră elev sau eu sau ăsta, dar nu erau atât de multe televiziuni ca să rostogolească această știre până la urmă. Na, e o știre, nu ne face cinste învățământului, dar eu sunt convins că cei implicați, actorii implicați în aceste evenimente, vor reuși să ia cele mai bune măsuri, astfel încât să nu se mai întâmple astfel de evenimente în școlile noastre. Să știți că cu 2 ani și jumătate a fost un eveniment de acest gen la Tismana și atunci a salutat decizia luată de conducerea liceului din Tismana, care a exmatriculat pe cei implicați în astfel de evenimente. Deci trebuie toată lumea să înțeleagă că liceul, ciclul superior liceului nu este obligatoriu. Cine vine și urmează cursurile o face de bunăvoie și își asumă anumite obligații pe care trebuie să le respecte în instituțiile de învățământ. Am început cu, să zicem, cu acest subiect mai puțin plăcut. Continuăm cu unele dintre noi. Pot să vă mai spun că a mai fost un eveniment neplăcut astăzi la o școală generală din Motru. Un copil de clasa a doua, a treia, a fost mușcat de un câine în curtea școlii. Eu am fost săptămâna trecută în școlile din Motru, le-am atras atenția și domnului director de la domnul Sanda de la școala 2 și domnului director Redi Pârvulescu de la școala 1 că au probleme cu curățenie, au probleme cu întreținerea spațiilor din școală, au probleme cu accesul în școală, chiar cu câinii pe care i-am găsit în curtea școlii la școala 2. O să-i cer domnului Sanda
Ce măsuri a luat astfel încât viața copiilor să fie sigură în curtea școlii? Oricum, mâine o comisie va merge la Motru și va vedea ce s-a întâmplat, ce măsuri au fost luate și cum a fost reparată această eroare. Nu ce căuta animalele în curtea școlii. Să știți că le-am atras atenția directorilor de școli și de licee din Târgu Jiu, pentru că aici am observat foarte multe mașini în circulă pe aleile din interiorul unităților de învățământ. Nu au voie, legea le interzice, mașina trebuie să fie parcată în loc special pentru deparcare, nu au voie să circule printre copii în pauze în unitățile de învățământ. Sper ca mâine la ședința cu directorii să discutăm și aceste aspecte, astfel încât să nu ne trezim. Vedeți, primăvara a venit dintr-o dată, temperaturile au crescut și să evităm astfel de evenimente. Da, spuneam că sunt două evenimente mai puțin plăcute. Pe de altă parte, sunt foarte multe noutăți în învățământ pe care aș vrea să le străbatem în această emisiune, să vorbim despre ele. Cel mai apropiat eveniment, de fapt, o avanpremieră este chiar mâine la ședința cu directorii, se referă la școala altfel. Ce-și propune la nivel de Gorj, câte acțiuni sunt, că în orice caz sunt mii de acțiuni din ce am înțeles la nivelul inspectorului. Da, sunt aproape 6500 de acțiuni, erau, le găsiți pe toate, publicate pe site-ul nostru, e o aplicație specială pentru școală altfel. Eu mi-am dorit și la ultima ședință cu directorii, știu că v-am provocat, v-am cerut să faceți acțiuni și cu în școală altfel și cu părinții elevilor. Să aducem părinții la școală, să avem acțiuni comune, școală, părinții, elevi. O să mă duc cu drag acolo unde voi fi invitat la astfel de activități, pentru că vă spuneam că e o provocare a noastră, a sistemului de învățământ, prin a readuce părinții alături de școală. Și nu putem să aducem părinții la școală decât cu ajutorul copiilor și cu acțiuni comune făcute împreună cu părinții și cu copiilor. Pe lângă aceste activități din săptămâna altfel, să știm mai multe, să fim mai bun, organizăm, bine, loturile noastre, majoritatea loturilor județului merg în țară la olimpiadele naționale, trimitem copii la Suceava, la Piatra Neamț, la Târgu Mureș, la Tulcea, la Brăila. Dar suntem și noi gazda și în acest an, de fapt în fiecare an de când eu sunt inspector general. A fost cel puțin o olimpiadă națională. Onoarea să organizăm cel puțin un concurs național, o olimpiadă națională. Acum, în acest an vom organiza două concursuri naționale, deci olimpiada națională la limba și literatura engleză. Practic, cei mai buni elevi din învățământul preuniversitar la limba și literatura engleză vor fi prezenți o săptămână de duminică și până vineri în județul Gorj. Vor fi aproape 300 de persoane, punând aici și membrii din Comisia Națională, nu membrii din fără însoțitori, însoțitorii, probabil că un însoțitor vor depăși 350. Noi ne pregătim foarte bine, ne-am făcut foarte bine lecțiile, avem experiență din anii anteriori și suntem convinși că tinerii olimpici, cei mai buni copii la limba și literatura engleză din România, se vor simți foarte bine la Târgu Jiu. În primul rând, asigurăm condiții foarte bune de trai, de viață în Târgu Jiu, o să-i plimbăm pe oaspeții noștri și în județ, o să încercăm o zi, poate chiar două, să-i ducem în județul Gorj, să vadă frumusețile județului nostru, dar în primul rând ne ocupăm ca în sălile de examen, în sălile de concurs, să aibă cele mai bune condiții, astfel încât cei mai buni dintre cei mai buni să câștige premiile bine meritate. Ce liceu găzduiește această olimpiadă și care este cea de-a doua? Da, Colegiul Național Spiru Haret este gazda acestei olimpiade, practic împreună cu celelalte colegii mari din Târgu Jiu, toți directorii de licee și chiar de școli generale, nu numai din Târgu Jiu, din tot județul. Mâine o să discutăm și la ședința cu directorii și o să apelez la
toți directorii din județ să asigure și să ajute logistic, cu profesori, cu materiale, echipa care se ocupă de organizare, pentru că, vă spun, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți, îmi doresc ca cei care vor veni la această Olimpiadă Națională să plece cu gânduri frumoase despre Târgu Jiu, să aibă amintiri plăcute în orașul nostru și să se reîntoarcă cu drag ori de câte ori vor avea posibilitatea să vină la noi în județ. Cel de-al doilea concurs național pe care îl vom organiza este un simpozion național de biologie. Deja și-au anunțat prezența până acum a 30 de județe. Concursul este în prima jumătate a lunii mai, deci în a doua săptămână după Paști, unde de asemenea vom avea aproape 200 de invitați. Vor fi 3 zile în județul nostru, dar la fel ne pregătim de foarte mult timp pentru organizarea lui și sunt convins că și acest simpozion va fi organizat foarte bine de către colegii mei din Inspectoratul Școlar. Aș vrea să mă întorc puțin la școală altfel, dintr-un anumit motiv. Cu 4 ani în urmă, în momentul când dumneavoastră preluați inspectoratul, acțiunile acestea, stil școală altfel, implicau și alte instituții, dar la un nivel foarte redus. Vreau să vă spun că, și probabil ați constatat asta, dar asta am văzut-o cu ochii de ziarist de data aceasta, foarte multe instituții acum, de la inspectoratul de poliție, rutier sau celelalte sectoare, pompierii, jandarmii, arhivele, muzeul județean, toate aceste instituții, acum vin ele cu oferte pentru copii, îi vor copiii la ei, ba din contră de multe ori gen pompier, gen jandarmi, ajung chiar în școli și oferă ei, sau rutiera, poliția rutieră, vin în școli și oferă diverse lucruri, de se întâlnesc cu copiii, chiar cu părinții, e o colaborare foarte bună în această săptămână. Da, pentru că și noi, de-a lungul timpului, echipa de la Inspectoratul Școlar, am încercat și eu zic că am reușit într-o foarte mare măsură să deschidem învățământul preuniversitar din județul Gorj, să avem relații de colaborare foarte bune cu toate instituțiile publice și nu numai instituții publice din județul Gorj. Să știți că avem o colaborare foarte bună cu pompierii, cu jandarmii, cu poliția județeană. Dumneavoastră le-ați enumerat pe toate, dar mai mult cu spitalul județean, cu direcția de sănătate publică, cam cu toți factorii de prefectura, Consiliul Județean, cam cu toți factorii de decizie din județul Gorj, pentru că relațiile pe care le avem până la urmă umane între conducătorii de instituții sunt foarte bune și să știți că aici un rol foarte important l-au avut cei care s-au ocupat de destinele prefecturii județului Gorj și prefecții care au fost și domnul prefect care este acum. Au o deschidere totală față de învățământ, față de copii și îi interesează foarte mult modul în care sunt pregătiți tinerii noștri pentru a putea să pășească cu dreptul în viața normală. Adică încercăm împreună cu instituțiile din Gorj, cu Garda de Mediu, cu Protecția Mediului, să știți chiar cu Direcția Silvică, avem tot felul de acțiuni care le plac copiilor și vedeți, deschiderea pe care noi am arătat-o față de aceste instituții se reflectă și prin ofertele pe care dânșii ni le fac și prin bucuria pe care ne-o arată invitând elevi din școlile, din liceele noastre în unitățile respective în această săptămână. Sunt convins, așa cum am fost și în anii anteriori, că după această săptămână copiii noștri vor fi mult mai buni, vor avea mult mai multe cunoștințe, în special cunoștințe practice, vor putea să facă cu mâna lor, să vadă cum se fac anumite lucruri pe care le vedeau la televizor sau le citeau în revistele de specialitate. Noi, oricum, la nivelul Inspectoratului Școlar am hotărât să premiem cea mai bună activitate din săptămână, altfel cea mai bună școală care și-a propus o activitate pe care toți copiii au îndrăgit-o, pe care o vom face publică la începutul sau după vacanța de Paști. Da, ați vorbit printre activitățile care se vor desfășura în săptămână, altfel vom avea și foarte multe excursii.
E normal pe undeva, se promovează aceste lucruri. Ministerul a venit în ultimile zile cu un regulament care simplifică puțin lucrurile în privința organizării acestor excursii, pentru că de multe ori ele erau cumva, mai ales că a apărut regulamentul acum 2 ani, chiar înainte, chiar de săptămână altfel, de școală altfel, și a avut un efect care a tăiat puțin aripile acestor activități. Ce ne puteți spune despre apariția acestui regulament? Ce vreau să vă rog să tratați cu aceea seriozitate cu care au tratat directorii de unități de învățământ excursiile făcute de elevi în săptămâna altfel, chiar dacă de câteva zile regulamentul s-a îmbunătățit în sensul că metodologia a fost simplificată, sunt mult mai puține hârtii care trebuiesc depuse, întocmite în dosarul de excursie. Practic, ca o noutate, nu mai e nevoie de aprobarea inspectorului școlar general, deci din punctul meu de vedere e o responsabilitate în minus, dar asta înseamnă că directorul de școală va trebui acum să fie foarte, foarte atent, să gândească foarte bine la ce condiții au copiii, cu ce mijloace de transport se deplasează, ce profesori sau câți profesori îi însoțesc pe copii în excursia respectivă, în special la cele care au mai mult de o zi, pentru că este o responsabilitate mult, mult mai mare pentru directorul de școală care trebuie să aprobe excursia respectivă. Dar eu am încredere în corpul de directori din județul nostru, știu că sunt oameni serioși și sunt convins că nu vom avea evenimente nedorite datorită excursiilor din săptămâna altfel. Oricum, excursiile de o zi, foarte multe vor fi în Târgu Jiu, la instituțiile de cultură din Târgu Jiu, deci nu vor fi probleme deosebite. Pot să vă spun că datorită faptului că sunt acțiunile din săptămâna altfel, nu am reușit pentru deschiderea Olimpiadei Naționale să închiriem nici cinematograful din Sergiu Nicolaescu din Târgu Jiu, nici teatrul Elvira Godeanu, pentru că posibilitățile materiale pe care le aveam noi erau destul de reduse, iar acestea fuseseră închiriate cu mult timp înainte de către școlile din Târgu Jiu, din județ și nu numai, pentru evenimentele din săptămână altfel. Dacă la anul vom mai organiza o Olimpiadă Națională, o să fim atenți și din ianuarie o să închiriem sala pentru festivitatea de deschidere și de închidere a Olimpiadei Naționale. Dar oricum avem la Colegiul Național Spirul Haret un anfiteatru destul de încăpător cu o vastă, cum să vă zic eu, noastră, cu experiență sau un anfiteatru prin care au trecut foarte multe generații de elevi, de oameni care de-a lungul timpului au reprezentat cu cinste județul Gorj. Deci, practic, vom organiza aceste festivități într-un loc sacru, într-un loc sfânt pentru învățământul din județul Gorj. Da, apropo, și transportatorii sunt într-o perioadă foarte fericită. Această săptămână, în urmă cu mai bine de o lună, știți că era regulamentul cu 30 de zile, practic nu mai erau de închiriat mașini pentru săptămâna. Sper și economia românească va lucra foarte bine deci săptămâna viitoare. Poate generalizăm să facem mai multe săptămâni de școală altfel de-a lungul unui an școlar și atunci relansăm și economia românească. Poate în vacanțele de vară, în vacanța de vară sau poate chiar în cea de primăvară, dar asta e deja lângă săptămâna altfel, pentru că există o propunere în Parlament prin care se încearcă ca copiii să rămână la școală, cei care doresc, da bine, să-și plătească, să zicem, o anumită sumă și să rămână la școală, profesorii să le asigure în timpul vacanței de vară petrecerea timpului liber să fie supravegheați, pentru că sunt părinți de nu pot să aibă grijă de copiii respectivi pe timpul, deci 3 luni de vacanță sau 2 luni. Da, nu știu, eu mi-am dorit cât am fost elev vacanța de vară, toată lumea a așteptat-o și cred că elevii și din ziua de astăzi, din ziua de mâine și peste ani de zile vor aștepta vacanța de vară cu mult drag și cu mult interes, nu să fie supravegheați de profesori, de părinți, să poată să aibă un timp al lor în care să-și desfășoare activitățile specifice fiecărei vârste. Eu cred că tradiția noastră, învățământului românesc, este ca vacanța de vară să fie vacanță de vară. Uitați-vă, tot ce încercăm să
ca și noutăți, să modificăm într-un fel sau altul tradiția pe care o are învățământul românesc, nu dă roade și nu are rezultate. Eu cred că în continuare vacanța de vară e bine să rămână vacanță de vară, să ne ocupăm de taberele școlare, să relansăm cumva activitățile din taberele școlare. Știți cât de frumos era odată când la mare, vara, la Năvodari, în cele 8 tabere care erau la Năvodari, veneau 15.000 de copii în fiecare serie și se umplea marea de voie bună, de bucurie și de foarte frumos. Eu mi-aș dori să mai vedem astfel de acțiuni, să mai vedem astfel de tabere organizate de învățământul preuniversitar românesc, de noi, de cei care lucrăm în învățământ. Să ne însoțim copiii și să învățăm să se bucure împreună cu noi de ceea ce este frumos în vacanța de vară. Da, din nefericire, posibilitățile materiale sunt mai reduse acum decât erau odinioară. Da, erau, dar să știți că și atunci statul intervenea și subvenționa sub o anumită formă taberele școlare. Eu nu pot să uit niciodată că o tabără de 2 săptămâni la Năvodari era 415 lei. Cu transport, cu tot, 14 zile la mare. Foarte frumos, eu am profitat de lucrurile astea, am fost 8 ani în fiecare vară în tabără la mare. Pot să vă spun așa, ca o premieră, munceam în gospodărie, îngrășeam un animal, iar tatăl avea contractat, cum era pe vremea respectivă, primea banii pe animalul respectiv, bani cu care mergeam la mare. Erau banii noștri ai mei și ai lui frate meu. Și mergeam în tabără la mare. Foarte, foarte frumos. Deci, în vara aia, pe lângă faptul că ne distram și mergeam în tabără, învățam să și lucrăm, să și muncim în gospodărie și ne aduceam și noi contribuția după posibilitățile noastre fizice la bunăstarea familiei. Poate că și copiii de astăzi ar trebui să învețe lucrul acesta. Că și acum poți să faci, nu știu, să crești un animal și să-l vinzi la un moment dat la piață, să faci rost de niște bani. Da, în fine, probabil că în săptămână altfel învățăm, copiii noștri învață sau măcar văd și cum se întâmplă astfel de lucruri. Vorbeam de noutățile în educație, că sunt foarte multe în această perioadă. Una dintre cele mai importante se referă, avem de câteva zile un nou plan cadru la gimnaziu, după ce la învățământul primar, practic, intrăm în ultimul an, deci avem un nou plan cadru. De 2 ani de zile. Da, iar la liceu vom mai aștepta câțiva ani până vom avea un nou plan cadru. Da, nu știu cât de mult așteptăm, dar acum, deci cu anul școlar 2017-2018 va intra în clasa 5-a, după care, na, progresiv, fiecare an, deci cei care sunt acum trec în clasa 4-a, vor beneficia sau vor fi cei care vor, cu care vom folosi pentru prima dată planul cadru, au mers din clasa pregătitoare, 2012-2013, au mers pe noul plan cadru. Ca atare, vedeți, nu putem rămâne, planurile cadru în vigoare în momentul de față sunt aprobate undeva în 2001, în 2001, nu mă înșeală memoria, și deja s-au parcurs un ciclu și jumătate de învățământ, mă refer la ciclul de 12 ani. Practic, conducerea ministerului, cei din serviciul de evaluare și-au dat seama de ceea ce nu a mers prea bine în planul cadru vechi, raportat și la modificările survenite în societate, la evoluția societății și, după cum toată lumea știe, ați observat, informatica nu mai este opțională, informatica își găsește un loc foarte bine meritat printre disciplinele care se studiază în trunchiul comun, adică vor fi obligatorii. Și acest lucru nu face decât să aducă învățământul în realitatea societății din zilele noastre, pentru că, după cum știm cu toții, copiii sunt foarte mult atrași de mirajul calculatorului, de mirajul telefonului, de ceea ce se întâmplă în lume. Foarte ușor acum pot să afle tot ce își doresc despre anumite lucruri. Deci, eu sunt convins că implementând acest plan cadru în
învățământul preuniversitar românesc și rezultatele pe care le vor avea copiii care studiază după aceste planuri cadru noi vor fi mult mai bune. Da, noul plan cadru contestat de unii, aprobat de alții, dar indiferent ce variantă ar fi fost acceptată în societatea contemporană, cu siguranță ar fi stârnit critici, vine cu un solid profil al absolventului. Adică știm sau ne propunem de data aceasta cu, pe hârtie, negru pe alb, ce urmărim, cele 8 competențe mari de la copilul de gimnaziu când vine la nivelul liceului. Pentru că tot vorbim și se plâng foarte mult, mai ales liceele tehnologice, domne, luăm un copil foarte slab de nota 3, de media 3, nu putem duce la minim 6 ca să ia bacalaureatul. Și am văzut că și în Gorj, ca în toată țara, avem procente destul de mici la promovarea examenului. Cum vedeți dumneavoastră această propunerea ministerului, acest profil al absolventului mult mai complex, cel puțin la nivel teoretic, da, decât este... Eu îmi doresc că, vedeți, pe hârtie arată totul foarte bine și foarte frumos. Eu îmi doresc ca ceea ce se întâmplă, ca ceea ce se scrie în acel profil să se și întâmple în realitate, pentru că dacă nu se întâmplă și nu ajungem ca în momentul când tânărul face 14 ani să știe anumite lucruri, practic nu am realizat nimic. Și acum știți că avem competențele pe care le organizăm după absolvirea sau în momentul în care copiii termină clasa 12-a. Competențele profesionale primesc acele certificate de absolvire nivel 1, nivel 2, nivel 3 în funcție de specializările pe care le fac. Eu am constatat că o mare parte dintre tinerii noștri nu înțeleg ce înseamnă competențele care sunt trecute pe spatele certificatului respectiv. Anul ăsta o să fiu foarte atent ce se întâmplă la aceste examene de competențe profesionale, pentru că s-a schimbat metodologia, se notează, se pot pica aceste competențe, pentru că îmi doresc ca atunci când vom ajunge sau cei care vor ajunge să prima promoție să absolve învățământul gimnazial și când se va pune problema profilului absolventului de clasa a 8-a, adică undeva, în 2022. 2021, da? Da, da. Nu? Ei, atunci să aceste lucruri să se întâmple în realitate, să nu rămână doar niște vorbe pe hârtie, pentru că vedeți, dumneavoastră am organizat simulările pentru examenul de evaluare națională, pentru examenul de bacalaureat. Și acestea le-am organizat, din punctul meu de vedere, în primul rând pentru a le arăta tinerilor noștri că nu mai pot să copieze. Adică, ca să promoveze un examen, trebuie să învețe carte. Nu învață carte, nu contează cum te cheamă, nu contează cine stă în spatele tău, nu contează în ce familie crești, contează doar ce știi tu și scrii pe foaia de hârtie. Și nimeni nu mai poate să vină să șoptească, să te ajute într-un fel sau altul. Nici colegul de clasă, nici de bancă, nici colegul din față, nici din spate, nici profesorul din clasă, nici nimeni altcineva. Pentru că chiar dacă procentul este mai mic, nu este atât când l-am dorit noi, important este ca acel procent să reflecte realitatea, nu să reflecte altceva. Și atunci, știind că cei care merg mai departe, merg, rezultatele sunt obținute datorită muncilor, sunt convins că și absolvenții de gimnaziu și absolvenții de liceu vor arăta altfel și vor, societatea se va putea bizui mult mai mult pe ei ca oameni într-o societate nouă. Tot am vorbit de examene naționale și de evaluare, apropo de simulări. Ce le spuneți celor care vor da examenul în vară și la evaluare națională și la bacalaureat? Care e mesajul dumneavoastră în privința acestor examene, desfășurărilor, organizărilor? Și în fiecare an, toleranță zero față de cei care vor să promoveze aceste examene prin fraudă. Deja Comisia Județeană și la evaluare națională și la bacalaureat se uită prin sondaj pe filmările făcute la simulare și pot să vă spun, o să o fac și public, dar nu acum, la momentul potrivit, probabil după Paști, voi face public neregulile constatate în sălile de examen. Adică, am avut și la simulări probleme? Da, bineînțeles. Ce-aș vrea eu să priceapă colegii noștri, că se uită cineva și pe ce se întâmplă în sălile de examen. Nu este suficient să filmăm
ce se întâmplă într-o sală de clasă, să păstrăm DVD-ul pe care să nu se mai uite nimeni. Dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, de anul trecut există o procedură specială pentru examenele naționale, prin care comisia din centrul de examen este obligată să vizioneze filmările din sălile de examen. Și atunci colegii care nu și-au respectat îndatoririle, n-au respectat metodologia la organizarea simulărilor, nu vor face parte nici din comisiile de examen la evaluare națională sau la bacalaureat, dar toate la timpul lor. Mergând apropo de aceste planuri cadru care vin cu acest plan cadru la gimnaziu care vine cu foarte multe noutăți, vorbeați de informatică. Și noi la Gorj, dar și în alte locuri din țară, deși există dotările, toate școlile au un laborator de informatică, sau aproape toate școlile, dar în orice caz nu ajută foarte toate mare. Eu știu că stau de conectat de la internet, și școli primare, da. Și școli... Unele dintre ele au renunțat la opționalul informatică în ultimii 2-3 ani, deci nu l-au mai făcut la gimnaziu, sau în orice caz nu la toate clasele. Acum, prin această obligație, vor trebui din nou să folosească dotarea pe care o au la nivelul... Dotarea și oricum trebuie actualizată, pentru că ați văzut în informatică tot timpul apar lucruri noi, cu o rapiditate foarte mare, ce-i nou astăzi, mâine, poate să fie demodat, dar pe mine mă bucură că pe lângă infrastructură avem oameni foarte bine pregătiți la informatică. Avem profesori de informatică care fac parte din loturile naționale, deci instruiesc elevii la loturile naționale. Avem rezultate foarte bune la olimpiadele naționale și chiar internaționale ale elevilor din județul Gorj. Deci suntem cu resursa umană și baza materială pe care o avem acum în județ, ne dă certitudinea că vom avea și rezultate foarte bune în continuare. Pentru că, dumneavoastră ați văzut, eu sper să devină o problemă națională informatica, să fie folosită cât mai mult, să chiar un număr mai mare de ore de informatică pentru copiii care vor să studieze informatică, pentru că ați văzut că România este ancorată foarte bine în industria de IT din Europa și nu numai din Europa, tinerii noștri fiind foarte bine apreciați de companiile mari în IT din lume, care au sucursale deschise în România, dar de ce nu România să investească foarte mult în IT și tinerii noștri să rămână și să lucreze în România pentru companiile românești? Suntem practic la 2 luni sau 2 luni și ceva de examenele naționale de care vorbeam mai devreme. În același timp suntem deja, intrăm într-o perioadă de calendar prin care absolvenții de clasa 8-a pot alege învățământul profesional. Știu că dumneavoastră ați insistat foarte mult în anii trecuți pe acest segment. Bănuiesc că și anul acesta o faceți. Da, bineînțeles. Deci... Ce le puteți spune absolvenților de... Deci eu i-aș sfătui pe cei care nu s-au pregătit foarte bine în gimnaziu, nu au acumulat cunoștințele necesare pentru a parcurge o perioadă de 4 ani într-unul din liceele din Gorj și din România, le-aș cere să aleagă o rută, altă rută de prin care să poată să facă liceul, ruta cu învățământ profesional, cu 3 ani de învățământ profesional în ciclu inferior al liceului, după care să urmeze 2 ani în ciclu superior al liceului, deci în 5 ani de zile să poată să absolve și cursurile învățământului liceal, dar în cei 5 ani să învețe și o meserie. Pentru că în 3 ani de zile pot să învețe meserii care sunt din ce în ce mai mult căutate pe piața muncii, sunt deficitare în România, dar nu numai în România, ci și în Europa. Foarte greu găsești un tâmplar, foarte greu găsești un strungar, un sudur, un electrician. Deci sunt lucruri de care ne izbim în fiecare zi și să știți din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului
cam cu aceleași probleme se confruntă și celelalte țări din Uniunea Europeană referitor la meseriași, la cei care știu sau au învățat în timpul școlii o meserie. Și atunci pot să profite de această oportunitate, mai ales că dacă urmează învățământul profesional, vor primi acea bursă profesională de 200 de ron pe lună, indiferent de venitul părinților, prin care pot să-și asigure căminul și cantina la un liceu tehnologic în Târgu Jiu. Și, așa cum vă spuneam, pot termina liceul în 5 ani pe această rută, nu în 4, cum se întâmplă cu ceilalți, care, bineînțeles că au învățat, au acordat o atenție deosebită cărții în cei 4 ani din ciclu gimnazial și cunoștințele pe care le-au acumulat le pot folosi în anii de liceu. Pentru că dacă nu ai o bază formată în anii de gimnaziu, dacă nu ai cunoștințe temeinice acumulate din perioada de gimnaziu, va fi foarte greu să înțelegi ce se întâmplă la orele de curs din liceu și, ne făcând față la orele de clasă, nu vor înțelege mare lucru și, din contră, vor rămâne în urmă, iar timpul pe care îl vor folosi în liceu va fi practic un timp pierdut. Păcând, urmând cursurile învățământului profesional, învață și o meserie, cerințele pe care sunt cerute nu sunt atât de mari ca la învățământul liceal, iar mai au un an de zile în plus în care se poate dezvolta nivelul de abstractizare, deci practic câștigă un an de zile. E un paradox, practic pierd un an din viață, dar câștigă o meserie. Practic când vor termina liceul vor cunoaște și o meserie cu care își vor putea câștiga existența în viață. Pentru învățământul liceal, mai ales tehnologic, din această toamnă se lansează un proiect, prescurtat el se numește RISE. Da. Despre ce este vorba, aș vrea să ne spuneți. Da, este un proiect al Ministerului, deci lucrează de vreo 5 ani de zile Ministerul cu Banca Mondială, practic este un împrumut de vreo 200 de milioane de euro acordat de Banca Mondială. Să știți că Ministerul Educației a colaborat foarte bine cu reprezentanții Băncii Mondiale. Eu am fost în ianuarie, în acest an, când a fost lansat proiectul la București de către reprezentanții Ministerului și acolo au fost ultimii 4 miniștri ai învățământului din România, împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale. Deci, practic, cum vă spuneam, este vorba de 200 de milioane de euro, banii acordați pe o perioadă de 7 ani învățământului preuniversitar și învățământului universitar românesc. Acest proiect își propune să crească calitatea absolvenților din învățământul liceal, în special din învățământul liceal tehnologic, și să îmbunătățească performanțele studenților în primii ani de învățământ practic. Dacă pentru învățământul preuniversitar ne dorim să creștem calitatea absolvenților de licee tehnologice, la învățământul universitar se va lucra foarte mult pe abandonul universitar în primii ani de învățământ. Practic, fiecare liceu tehnologic care va intra în acest proiect va primi un grant între 100 și 150 de mii de euro, bani pe care îi vor putea folosi atât pentru dezvoltarea profesională a perfecționarea cadrului didactice care funcționează în acea instituție, cât și pentru dezvoltarea bazei materiale a liceului respectiv, dar toate aceste lucruri vor fi făcute doar în scopul creșterii calității absolvenților din liceul respectiv. Sunt mai multe întrebări care au venit. Una dintre ele îmi ridică, aveam de gând să oricum să discutăm despre evaluările la clasele a doua, a patra și a șasea. Un părinte se vă spune așa: domnule inspector general, ce părere aveți de aceste evaluări, dacă ele și-au rostul în condițiile în care nu se ține cont de rezultate?
Dar nu e adevărat? Se ține cont de rezultat? Învățătorul de la clasa a treia va ști ce trebuie să facă pentru că are rezultatele la evaluarea de la sfârșitul clasei a doua și va ști ce are de făcut cu fiecare copil, astfel încât atunci când va termina ciclul de învățământ primar, fiecare copil să aibă cunoștințele minime prevăzute de lege pentru a promova în ciclul gimnazial. Deci eu zic că sunt lucruri foarte, foarte bune. Învățătorii țin să discută în Comisia Metodică de la Învățători. Le discută și, cum să-i spun, dumneavoastră, practic, copilul are deja o fișe cu care merge, merge mai departe. Va fi predată dirigintelui care se va ocupa de copil în anii de gimnaziu și va urmări traiectoria pe care tânărul nostru are în învățământul gimnazial. Deci va conta acest lucru. Bineînțeles, și în primul rând pot să vă spun că dacă acum cei care vor susține examen de valoare națională la sfârșitul clasei 8-a vor fi testați din materia de gimnaziu, deci din cei 4 ani de gimnaziu, atunci când cei care au început cu evaluările în clasa a doua vor ajunge în clasa 8-a, le va fi testată numai cunoștințele din materia de clasa a 7-a și a 8-a. Deci, practic, copiii vor avea mult mai puțin de învățat, pentru că în clasa 6-a le sunt evaluate cunoștințele. Da, cineva spune că am uitat să amintim de acțiunea Muzeului Județean și a Primăriei Târgu Jiu legat de sabia lui Tudor Vladimirescu. Da, am spus de parteneriatul cu muzeul, nu am spus de sabie, da. Da, noi am promovăm acțiunea, e o acțiune lăudabilă, pentru că noi, în primul rând, suntem panduri, nu? Și tinerii noștri trebuie să știe cine a fost Tudor Vladimirescu și eu sunt convins că vor fi în număr foarte mare prezenți la Muzeul Județean, profesorii de istorie le vor povesti despre Tudor Vladimirescu, despre sabia lui Tudor Vladimirescu. Ca o anecdotă, eram elev în liceu când a dispărut sabia lui Tudor Vladimirescu de pe statuia din centrul orașului, dar a fost găsit destul de repede și acum se găsește la locul ei în mâna lui Tudor Vladimirescu. Da, spune cineva, de asta că mi-a sărit și nu știu, da, spune cineva că îi pare rău de faptul că actuala generație de elevi nu se ridică la înălțimea condițiilor. Altădată erau condiții mult mai vitrige și se învăța mai mult. Acum copiii nu mai știu să beneficieze de ce li se dă. Acum, vă spune să comentați. Sunt copii și copii, depinde, vedeți dumneavoastră, noi, e un paradox, încurajăm socializarea, știți, sunt atâtea site-uri de socializare, dar socializarea nu poți să o faci decât față în față, nu poți să socializezi cu străinii. Din păcate, copiii noștri, unii dintre ei, nu li se explică importanța cărții, importanța bibliotecii, cât de benefic le va fi în viață timpul pe care îl petrec într-o anumită perioadă studiind, citind aceste lucruri, găsindu-le în cărți. Practic, e foarte ușor, le găsești pe internet foarte repede, printr-un simplu click, dar nu rămân foarte multe din acestea în memoria tinerilor noștri. Dar oricum, sunt mult mai deschiși decât erau generația noastră la nou și eu sunt convins că vor face treabă foarte bună în viață. Cineva ne spune, domnule inspector general, problema câinilor este și la nivel de Târgu Jiu. Vreau să verificați școlile din zona unde sunt haite întreși care se plimbă dintr-o curte în alta în funcție de cum le dau copiii să mănânce. Dar nu știu, să mergem, o să trec și pe acolo zilele astea. Dar eu pot să vă spun că locuiesc în Târgu Jiu și dacă acum câțiva ani de zile pe lângă blocul sau pe lângă mașină mă întâmpina câte un cățeluș când ajungeam acasă sau plecam de acasă, i-auzeam noaptea, i-auzeam seara certându-se, practic de o vreme nu-i mai văd. Și domnul primar își face foarte bine treaba, practic din cartier, din 9 mai, aici în zona unde eu locuiesc, aproape că au dispărut câinii. Dar o să mergem, nu au ce căuta în curtea școlii,
Ei știți că iubesc copiii, copiii se poartă frumos cu câinii, se atrași de câini și probabil că de-aia vin și hrănesc copiii, dar nu au ce căuta în curtea școlii, pentru că vedeți cum se întâmplă la Motru, Doamne ferește, se poate întâmpla vreun eveniment de acest tip și în Târgu Jiu. Cineva vă întreabă, apropo de examenele naționale din vară, ați anunțat seriozitate maximă, dar sunt profesori care de multe ori nu sunt serioși. Ce veți face cu aceștia? Ați spus-o și dumneavoastră mai devreme. Dar nu că am spus că nu sunt serioși. Cei mai buni oameni sunt în învățământ. Asta am spus. Nu, nu, ați spus că sunt câțiva care nu și-au făcut treaba, adică nu au respectat metodologia, nu vor ajunge. Eu în momentul în care îi depistez pe acești colegi, nu îi mai propun, dar îi reușesc să îi scot din comisiile în care sunt propuși. Da, am văzut mai devreme, dar mă tristesc că era pe Facebook mesajul și nu și îmi scap în momentul de față, nu-l găsesc. Întreba cineva ce se întâmplă, de ce sunt obligați să participe la examenele naționale la asistență, pentru că de multe ori nu vrea să participe. Deci profesorul respectiv poate nu are calitatea, nu poate să urmărească examenul, poate are o boală sau poate nu poate să fie foarte atent. Eu cred că sunt excepții, iar colegii noștri, directorii din unitățile de învățământ, le cunosc, le recunosc și nu. Deci nu sunt obligați. Nu sunt obligați dacă au probleme neapărat medicale, dacă au probleme de sănătate, dar până la urmă, cum să vă zic, noi îi pregătim pe copii și până la urmă examenul trebuie să fie o sărbătoare. Practic, noi să ne asigurăm că tinerii au cunoștințele pe care noi le-am dorit să le aibă și practic noi doar confirmăm cu aceste examene că tinerii noștri sunt foarte bine pregătiți, că au beneficiat de o educație și de o instrucție de calitate în școala noastră. Sunteți practic la moment de bilanț 4 ani de mandat, 2012-2016, urmează încă 3 ani și ceva din mandatul luat prin concurs. Ce vă propuneți pentru perioada următoare? Nu pot să-mi spun că îmi propun să continui ce am început și vă spuneam odată că mi-am propus să aduc normalitatea în unitățile de învățământ din Gorj. Nu realizam cât de greu se poate întâmpla acest lucru, pentru că din diferite motive nu toată lumea dorește să tragă într-o singură direcție. Și atunci au apărut probleme. Eu în continuare îmi doresc ca relațiile dintre oameni în unitățile de învățământ să fie cele normale, cele impuse de lege, de respect, de ajutorare, de înțelegere, de bună înțelegere. Iar vă spun că în perioada următoare voi insista foarte mult și mi-am propus deja de o bună bucată de timp să îmbunătățesc relația școală comunitate, dar comunitate fiind părinții din comunitatea respectivă. Adică îmi doresc ca în perioada următoare să aducem cât mai mulți părinți la școală, să aducem cât mai mulți părinți alături de dascăl, pentru că, vedeți dumneavoastră, dânsii sunt principalii beneficiari ai activității noastre. Ori dacă nu colaborăm, nu există o relație de amiciție, chiar de prietenie între școală și părinți, rezultatele nu pot să fie cele mai bune, nu pot să fie cele pe care și le doresc și părinții și profesorii. Dar fiecare are destule de comentat despre celălalt. Și atunci va trebui să găsim o cale de a comunica, de a colabora, de a avea acțiuni comune în beneficiul copiilor, astfel încât, cum să vă zic, școala să redevină ce a fost ea odată, o instituție de unde și-a lumină și părinții și copiii. Domnule inspector școlar general, vă mulțumim pentru prezența la emisiune. Timpul nostru s-a terminat în această emisiune. Vă mai așteptăm în acest segment editorial. Și eu vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și profit de ocazie că sunt la dumneavoastră în emisiune să le urez mult, mult succes copiilor și dascălor care vor reprezenta județul săptămâna viitoare în confruntările deosebite pe care le vor avea la nivel de olimpiade naționale, să dea Dumnezeu să vină cu cele mai bune rezultate și să aibă o experiență de viață fantastică pe care să o împărtășească și colegilor din școlile noastre, atât din mediul rural, în special din urban, dar să știți că avem copii și din mediul rural care merg la olimpiadele,
la Olimpiadele Naționale. Deci, încă o dată, mult, mult succes copiilor și dascălor care ne vor reprezenta săptămâna viitoare la Olimpiadele Naționale. Subscriem și noi, mulțumim încă o dată. Cu multe dragi telespectatori, a fost cu noi domnul profesor Ion Ișfan, inspectorul general al județului Gorj. Mulțumim pentru atenție, la revedere!